Cuvântul se intitulează Sfântul Iosif cel Milosiv, fiu al Basarabiei și părinte duhovnicesc al Moldovei. În al preasfințiile, preasfințiile voastre, prea și prea cucernici părinți și iubiți credincioși și credincioase. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 5-6 octombrie 2017, a aprobat canonizarea ca sfânt a mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei și Sucevei, 1875-1902, erar cu viață sfântă și cultură teologică evlavios și milostiv. Dascăl Înțelept și Părinte Duhovnicesc, Ctitor al Catedralei Mitropolitane din Iași și Păstor Neobosit al Poporului Credincios. Este semnificativ faptul că Sfântul Iosif cel Milostiv s-a născut în Basarabia, în satul Răzălăi. În urmă cu 200 de ani, adică în 1818, a viețuit la Iași, la Buzău, la București, la Argeș și apoi din nou la Iași, acest fapt arătând în mod simbolic comuniunea spirituală a românilor din provincii diferite, dar uniți prin aceeași credință și aceeași iubire de neam. Anul acesta, 2018, de sărbătoare a Bunei Vestiri, 25 martie, la împlinirea 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Patria Mamă. Am avut bucuria de a proclama în mod solemn în Catedrala Mitropolitană din Iași canonizarea Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, în prezența ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a clericilor și a credincioșilor participanți, Sfânta Scriptură ne spune că minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui. Aceasta înseamnă, în primul rând, că Dumnezeu, unicul izvor al Sfințeniei, Împărtășește Sfințenia sa oamenilor pe măsură ce oamenii îl caută pe Dumnezeu și împlinesc voia lui în viața lor. De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă zicând: Căutați pacea cu toți și Sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12 cu 14. Întrucât omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic și sfânt și chemat la asemenare cu el, cum vedem la facere, capitolul 1, 26-27, Sfințenia este viața adevărată a omului sau împlinirea umanului. În acest înțeles, noi toți suntem chemați la viețuire sfântă, după cuvântul Domnului Iisus Hristos care ne îndeamnă, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, cum se arată la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 5, versetul 48. Toți oamenii sunt chemați să devină sfinți, însă devin sfinți numai cei care răspund chemării lui Dumnezeu, și cultivă prin rugăciune și fapte bune comuniunea cu el, cel Unul Sfânt. Sfinții sunt prietenii cei mai apropiați a lui Dumnezeu și cei mai rugători dintre oameni. Sfântul este purtătorul iubirii zmerite a lui Dumnezeu pentru lume și sălașul lucrării Sfântului Duh care cu suspine negrăite dorește ca orice om credincios să crească duhovnicește spre asemănarea cu Dumnezeu. Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfinți ca fiind icoane ale lucrării Duhului Sfânt în oameni, dar și dascălii cei mai înțelepți și prietenii cei mai apropiați ai oamenilor, pentru că sunt prietenii cei mai apropiați ai lui Dumnezeu. Astăzi, în fața fenomenului de secularizare, sfinții ne învață că dacă uităm pe Dumnezeu, vom uita repede și valoarea veșnică și unică a fiecărui om. Deoarece scopul sfânt al vieții omului pe pământ este căutarea vieții veșnice din împărăția cerurilor, cum ne arată Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 6, 33. În fața tentației de a aduna averi materiale, sfinții ne învață să practicăm milostenia Adică să descoperim forța spirituală de a fi darni și milostivi ca și Dumnezeu cel milostiv. Luca 6:36. În fața tentației de a ne afirma prin iubire egoistă de stăpânire asupra altora, Sfinții ne învață să aflăm iubirea smerită a lui Hristos pentru toți oamenii. Sfinții ne învață permanent să descoperim prin rugăciune stăruitoare bucuria comuniunii în Biserica lui Hristos, ca arvuna bucuriei din Împărăția Cerurilor, cum ni se spune la Roman 14 cu 17. Astăzi, prin voia lui Dumnezeu și bunăvoința în al preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, este adus ca dar duhovnicesc, ca semn de prețuire și binecuvântare parohiei ortodoxe din localitatea natală, a Sfântului Iosif cel milostiv, satul Răzălăi, raionul Sângerei din Republica Moldova, deoarece sfintele icoane și moaștele sfinților lui Hristos întăresc evlavia credincioșilor și comuniunea bisericii. Să ne rugăm Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, tuturor Sfinților neamului românesc și tuturor Sfinților lui Dumnezeu, să ne lumineze mintea, să ne încălzească inima și să ne întărească voința pentru a iubi mai mult pe Hristos și biserica sa în lumina, pacea și iubirea prea sfintei treim semnează prea fericitul Daniel, patriarhul bisericii ortodoxe române.